bună dimineața. Așa începe viața. Bună dimineața! Numai eu mă bățui, restul e, toată lumea e foarte serioasă, adică e clar că e luni, e clar că începem săptămâna în fericire maximă, da. Știți, am început edițiile speciale de sărbători. Astăzi este luni, 21 decembrie, mai sunt câte? 4 zile? 4 zile până la Crăciun, 4 zile până când vine Moș Crăciun, bineînțeles, cu multe, multe, multe cadouri, cu sacul plin, vine și pe la noi pe aici. Și știți că... Care a zis, mă? Care a zis sau nu? Da, bun. Noi petrecem Crăciunul în familie. Tocmai de aceea, vedeți, aceasta este o parte din familia noastră, pentru că o parte este în spatele camerei, în spatele camerelor. Da? Și tocmai de aceea, în aceste zile, în aceste ediții speciale, o să petrecem în familie, adică astăzi, mâine și poi mâine, pentru că după aceea o să fim un pic așa liberi. Și avem numai ediții speciale, ediții speciale cu fetele alături de noi și nu numai cu fetele, cu invitați speciali, o să fie câteva emisiuni foarte, foarte frumoase, spunem noi, și sperăm noi că pe gustul dumneavoastră. Ce faci, Bianca? Foarte bine, mulțumesc. Ce faci tu de Crăciun? Ce faci tu de sărbători? De Crăciun voi sta acasă cu familia. Vom pregăti mâncare tradițională și ne vom bucura de Crăciun împreună. Dar tu ce faci de Crăciun? Da, foarte bine, Roxana, ce faci tu de Crăciun? Cred că o să stau și eu acasă cu familie. O să încerc să mă trezesc măcar pe la 10, pentru că în ultimul timp nu mai pot să mă trezesc mai târziu de 7. Și sper să fie frumos, păcat că nu e zăpadă. Ei, de da. Când spun eu? De când spun eu? Ana e de vină pe Ana să o iei de moațe, că ea spune: "Nu avem astăzi zăpadă, avem zi frumoasă astăzi." Ana, ce faci tu de Crăciun? Și azi e zi frumoasă, apropo. Și azi e zi frumoasă, mersi, Ana. Avem zăpadă de Crăciun? Nu cred. Da, avem, Costi, avem. Avem? Ok, perfect, perfect. Da, tu unde petreci Crăciun? De Crăciun o să merg ca în fiecare an la țară, la bunicii mei. Ne strângem toată familia acolo. Unde ai tu țara? La comuna Uda. Da. Uite, dacă te duci în Uda, poate cine știe, dai și cu zăpadă. Da, posibil, nu știu. Da. Alexandra, unde petreci Crăciunul? Spune-ne și nouă și cum petreci Crăciunul? Da, pentru mine Crăciunul înseamnă mai puțin aglomerație și bat așa spre retragere. Îl voi petrece cu familia și cu prietenii apropiați. Mulțumim de răspuns. Da. Punctaj maxim. Da, foarte tare. Oricum, știți, vă spuneam că este într-adevăr, Crăciunul este o sărbătoare a familiei, o sărbătoare în care să fim împreună. Oh, mi-a căzut moțul. Da. Trebuie să vă spun că am înlocuit bradul, l-am dat un pic mai încolo, brăduțul nostru pe care l-am împodobit și avem aici, acolo e brăduțul, da, foarte bine, Ioane, mersi mult, și avem aici o creație absolut senzațională, inedită, este făcută de Andreea Stan, de la Atelierul de Flori Pitești, și îi mulțumim pentru acest lucru. Este o rochie, dacă vreți, a Crăciunului sau a, nu știu, a bradului de Crăciun. Este o rochie făcută din brad natural, este împodobită cu globulețe, este absolut senzațională și mulțumim Atelierului de Flori Pitești pentru că, iată, ne-a făcut un asemenea cadou de sărbători. Da, vă spuneam că avem ediție specială, vă spuneam că avem invitații speciali care or să cânte, care or să ne încânte, or să vină imediat alături de noi aici în platou, pentru că trebuie să cântăm astăzi și o să cântăm cu nume mari, cu voci senzaționale. Da, haideți să introducem, zic eu, invitații, bineînțeles. Vreau să vă spun că avem și niște informații inedite pentru dumneavoastră, dacă vreți, adică cum se petrece Crăciunul în lume. Da, cum se petrece Crăciunul în lume, pentru că nu se petrece peste tot ca la noi.
Da. O să vi le spunem pe parcursul acestei emisiuni, bineînțeles. Eu zic să intre invitații și doamna Adina Sima o să vină cu toți invitații alături de noi. Și cine credeți voi că vine alături de noi? Ușor, ușor cu firul, aici vă rog, așezați-vă. Uitați ce copii frumoși, Alex Pârvu, salut Alex, ce faci măi Alex? Foarte bine. Foarte bine? Acolo, acolo. Hai că avem toți loc aici, pe canapeaua Anteneața. Ce faceți? Bună dimineața! Stați să vă dau microfon la copii, să vă dau microfon la copii. Cine tu? Nu mușcă-i pe tot. Da, bun. Ce faci? Ce să fac? M-am trezit la 5:30 dimineața. Foarte tare. Da, trebuie să vorbim la microfon. Scuze-ne că te-ai trezit așa de dimineață, în dimineața asta. Văd că ți-au căzut și din sisori. Mi-au căzut 5. Foarte tare. Vine Zâna Măzeluță la tine? Păi a venit. A venit deja? Da, microfonul mai aproape. Deci au venit, a venit Zâna Măzeluță? Da. Da? Acum vine și Moș Crăciun, nu? Da! Patricia! Ce faci, mă, Patricia? Foarte bine! Foarte bine faci? Da! Ai trecut pe la noi, da? Da! Foarte bine! Da, e foarte frumos îmbrăcată, toți sunt foarte frumoși îmbrăcați, sunt foarte, foarte frumoși la ora asta a dimineții, cu toate că e prea de dimineață. Ce faci tu de Crăciun? Vine Moșul la tine? Da, vine! De unde ești? Știu. Ți-a zis ție cineva că vine moșul anul ăsta? Știu că vine. A fost cu minte? Da? Da. Dar tu știi unde locuiește Moș Crăciun? Da. Unde? La Polul Nord. Sigur? Da, sigur. Și cu ce vine la tine? La ce mijloc de transport mă refer? Cu Sania. Cu Sania vine? Da. Mă, e sigură? Da, sunt sigură. Păi, dar nu e zăpadă când să vină cu Sania? Mașină. Ce faci, mai Alex? Poate zboară cu Sanie peste casă. Da, zboară. Mm-hmm. Da, da. Alex, tu ce faci? Eu sunt foarte bine. Da? Mai faci față? Știu că ai concerte peste concerte, ai concursuri, ai... Da, am destul de multe activități, dar fac față pentru că îmi place să fac acest lucru și... Cum să nu? Foarte tare. La tine vine moșul? Eu sper să da, nu știu, gen fac o scrisoare și zic, moșule, știi, am fost și n-am fost cu minte, adică nu știu ce să zic. Adică o să sincer, mă hotărăsc, nu? Eu. Da, da, am fost sincer întotdeauna cu moșul. Le-am spus eu toate. Da. Mai departe, dă-și tu microfonul mai departe, da? Ce faci? Bine. Alexia. Da, aștept foarte mult pe moșul și sper să vină. De ce sper să vină? Nu prea ai fost cu mințită, a? Ce ai făcut? Ce prostioare ai făcut în ultima vreme? Da, hai, nu le numărăm. Nu le numărăm acum. Și ce-ți dorești tu să-ți aducă moșul, Alexia? Îmi doresc să-mi aducă ce vrea el. Da? Ce vrea el? Da. Nu ce vrei tu? Nu. Ce gândește? Ia zi... Nu știu, ce-ți dorești tu la moșul? Vreau o păpușă. O păpușă? Ce păpușă? O păpușă cu un păr lung. Cu păr lung, nu? Să te joci toată ziua cu părul ei, da? Să-l împletești, să... Da. Mai cunosc, da? Cunosc. Da. Mai departe... Ce faci așa, Tina? Tea, tu câți ani ești ori ai? 5 ani. 5 ani ai? Da. Și ce crezi că ți-aduce ție moșul anul ăsta? Nu știu, deja mi-a dus. Ce? Oh, da? Păi de ce a venit mai devreme la tine, nu înțeleg. Da. Ce ți-a adus? Mi-a adus niște dulciurile și două portocale. Nu! Nu, e moșul Crăciun. Da. Nu, Crăciun e, da. Că am fost la servare. Da. Da. Da, doamna Sima, da. Pentru că... Zici și eu ce vreau de Crăciun? Eu am făcut multe bilețele, să știți.
Am băgat unul și în frigider cu ce-mi doresc de Crăciun. Peste tot am scris. Ce sarmale multe? Vreau și eu jucării. Păi ce, numai voi? Vreau și eu multe jucării. Da, și eu îmi doresc multe de Crăciun. În primul rând jucării. Nu? Jucării pentru copii. Jucării pentru copii, că și mie îmi place să mă joc, mai ales când vin ei pe la mine. Așa, în afară de a cânta, ne și jucăm. Că până la urmă asta e meseria noastră principală, să ne jucăm. Așa învățăm să și cântăm, nu? Da. Da. Așa. Foarte tare, da. Și că tot vorbeam de cântat, haide să cântăm, nu? Pe cine ne dați prima oară, doamne? Hai să încep eu prima. Începeți dumneavoastră și prima. Și am să încep spargem cu gheața, o melodie care se numește De Crăciun voi fi acasă și am să vă mai dezvălui ceva. Am încep cu această melodie pentru că mâine avem un mare concert la Teatru Davila care se numește Acasă de Crăciun și care este dedicat unui elev de-al meu care este acum student la Londra, la o facultate de muzică, unde învață să compună, învață tot ce înseamnă producție, este sponsorizat de statul englez 3 ani de zile și ne gândim să-i strângem niște bănuți ca să aibă pentru cheltuielile de la Londra, care sunt foarte mari. Și toți copiii aceștia pe care îi vedeți aici vor cânta mâine seară. Avem și invitați speciali. O să vină Lorelai de la Târgoviște, o să vină un băiețel de la Târgu Jiu, o să vină maestru Florin Apostol. Eu zic și trupa de dans dinamic de la Palatul Copiilor din București. Și zic că va fi un spectacol extraordinar, așa că vă invităm, dacă aveți timp, la ora 6 seara. Asta vreau să vă întreb, la ce oră? Mâine la ora 6, la ora 6 la Teatrul Alexandru Davila. Da, da. Da, foarte, foarte interesant. Cu siguranță o să fim și noi acolo. Ne-am bucurat foarte tare. Așa că voi începe cu această melodie de Crăciun voi fi acasă, pentru că Bobby vine mâine dimineață și seara cântă. Să rămână, sigur că da. Acolo, lângă Brăduț, doamnă, am făcut un decor special, da, ca să cântați. Te simți confortabil tu, da? Bine, stai acolo confortabil. Să ascultăm pe doamna Sima. Furci de colindător, tatin de sărbător, fără să știu mă ard, mă dor, cu lumina lor. Simt că-mi e inima dornică de ceva, e doar copilăria mea îi dădea cândva. De Crăciun voi fi acasă, mă așteaptă toți ai mei. Lângă ei voi ști ce înseamnă liniștea și gândul bun de Crăciun. Toate acum și toate mi-apar ca un fum, patim dorințe de-am avut, rostul și-au pierdut. De Crăciun voi fi acasă, mă așteaptă toți ai mei, tristele ar fi sărbătoare, aș fi și eu cu ei. De Crăciun voi fi acasă și din suflet vreau să știu să refac o bucurie pentru ei, doar eu să fiu moș Crăciun, cel plin de daruri după da frumoasă.
stăm pe ale smerinde. De Crăciun voi fi acasă, mă așteaptă toți ai mei. Tristarea ar fi sărbătoarea de n-aș fi și eu cu ei. De Crăciun voi fi acasă, mă așteaptă toți ai mei. Lângă ei voi ști ce-mi seamnă liniștea și gândul bun. De Crăciun voi fi acasă, de Crăciun. Da. Da. Chiar dacă e dimineață, da. Cântăm live aici la matinal, bineînțeles. Un colind extraordinar. Și mâine seară, da, la ora 18 la Teatrul Alexandru Davila, o să-l auziți din nou, nu? Nu știu dacă o să auziți acest colind, dar o să auziți altele care sunt minunate. Și nu o să auziți numai colinde, o să auziți tot felul de cântece care le-au adus premii acestor copii care vor cânta mâine. Tot anul, cântece care au adus premii și trofee pentru ei și pentru noi. Sunt mândria noastră. Da, așa este. Și că tot vorbeați de copii, cu cine spargem gheața la copii? Eu zic să începem cu Alex. Alex? Da, e singurul băiat, eu zic să începem cu el. Da. Cel mai tare, nu? Da, corect. Și cel mai fericit că se trezește dimineața. Cel mai fericit, deci am fost în mare... Ia microfonul, Alex. Am fost în mare formă, am vrut neapărat să mă trezesc. Doamne, ce bine, mă trezesc la ora 5. Sunt foarte fericit. Da. Ești ironic, Alex? Nu, serios. Serios, da? Da. Dar tu la ce oră te trezești de obicei? Păi, indiferent că e vacanță, că e școală, pe la 6, 7, 5. Când mă apucă, nu știu. Da. Să știți, da, am și zis odată dacă îl aducem aici pe Alex și o să prezinte în locul nostru. O să o facem. N-am avut noi timp în ultima perioadă, dar o să o facem și pe asta. Poate de 1 iunie, cine știe, că tot e ziua copilului, nu? Da, da, da. Zi, Alex? Da. Cu cea mai mare plăcere. Foarte bine. Ok, perfect. Bun, haideți să-l... Tot la Brăduț acolo, nu? Nu, Ion? Tot acolo, da? Uite, conduce doamna Sima pe Alex la Brăduț și o să cântăm o melodie foarte, foarte frumoasă, așa numai cum Alex știe să cânte, nu-i așa, Alex? Da. Hai, te auzim. Colinde, colinde, e vremea colinde. Asemeni oglinzilor, colinde, colinde, e vremea colindelor, căci gheața se întinde, asemeni oglinzilor. Și tremură brazii mișcând rămurelele, când bucură copii și fetele, de dragul Mariei își piaptă năpletele, de dragul Mariei își piaptă năpletele, de dragul Mariei și al Mântuitorului lucește pe cer. O stea călătorului. Colinde, colinde, e vremea colinde.
colinde, e vremea colindelor, căci gheața se întinde asemeni oglinzilor. Și tremură brazii mișcând rămurelele, când noaptea de azi e când scânteie stelele. Se bucură copii și fetele de dragul Mariei, își piaptă năbletele, de dragul Mariei, își piaptă năbletele, de dragul Mariei și al Mântuitorului, lucește pe ceruri o stea călătorului. Foarte, foarte tare, Alex. Cred că și la propriu și la figurat. Sper că nu ne-ai distrus sunetul. Colegul de la emisie e deja fleașcă. Da. Da. Îți mulțumim mult pentru această melodie extraordinară. Absolut senzațională. Da, și Bianca are să ne spună ceva. Știți cum se petrece, măi, Crăciunul în China? Uite, ne spune... Asta chiar nu știu. Da, ne spune Bianca acum. E bine, creștinii, și aici atenție, creștinii din China decorează casa și bradul de Crăciun cu lumini, lanterne și lanțuri din hârtie colorată. Sunt ei prea bine cunoscuți pentru hârtia lor. Copiii își agață șosetele și așteaptă vizita lui Moș Crăciun, la fel și voi, nu? Da. Care are un nume destul de ciudat în China și nu o să-l pronunț. Hai, da, zil. Hai, domnule, zil. Dunce Laurean. Uite, Dunce Laurean. Dar tu ce nu zici? Ia zi-l și tu. Nu, mulțumesc, l-ai spus tu. Ei bine, în China, unde majoritatea locuitorilor nu sunt creștini, principalul festival de iarnă este cel de anul nou. Copiii primesc haine noi și jucării noi. Se mănâncă preparate rafinate, preparate de obicei din pește, și se organizează și focuri de artificii. O altă tradiție importantă în serbarea de anul nou reprezintă cultul strămoșilor. Portretele strămoșilor sunt aduse în camera principală a casei. Mai spune cum se numește Moș Crăciun? Da, nu înțeleg nimic din ce spui, Claudiu. Nu înțeleg, că nu se aude? Păi da, are o lavalieră aici. Păi da, de ce ai dat-o atunci? Da, e perfect. Trebuia să-mi spui că nu se aude de la început. Și nu mai lăsam pe Bianca să spună și vorbeam eu, nu? Da, bun. Deci, Moș Crăciun în China se numește așa, Dunce Laurean. Și vine tot cam ca la noi, dar mă rog, cu produse fabricate mai mult la ei acolo, că tot ei le fac și pe ale noastre de aici. Dar mă rog, da, bun, haideți să mai cântăm, nu? Cine ne mai cântă, doamnă? Alexia. Alexia, tu ce ne cânti, măi, Alexia? Stai așa. Negativul mai tare în studio. Ce ne cânti, Alexia? Nu sta cu spatele la cameră, a, așa. În seara aceasta o să vă cânt... E dimineață. În dimineața aceasta o să vă cânt Rugăciune de Crăciun. Rugăciune de Crăciun, foarte frumos, foarte frumos. Du-te tu acolo la brăduț și cântă-ne Rugăciune de Crăciun. Din casă în casă a trecut,
că pruncul veșnic s-a născut, Tatăl pe lume l-a trimis, cerul s-a deschis. Și dacă în lume a venit, pruncul Iisus ne-a mântuit, iar toți creștinii ne-au tot spus că noaptea sfântă de Crăciun viața-i curată, viața-i curată, tot omul e mai bun. Tatăl nostru, fii cu noi, dă-ne pace în lume, fă-ne din mărăciun, coboară-mă. Să dispară crudul război, dă-ne speranțe, suflete noi. Zâmbetul, cântecul și dă-ne viață pe pământ. Dă-ne din harul tău preasfânt, dă-ne iertarea, dă-ne iertarea. Îți mulțumim, Alexia. Foarte frumos. Mi-a căzut și telefon. Foarte frumos. Asta a fost Costi doarme. Da, Costi, credeți-mă, Costi doarme la fiecare. Păi da, eu am venit cu domnul care te aduce dimineața cu taxiul. Și când am văzut așa, unde mergeți? La Antena 1. La ora asta? Da, aia zice că îl iau mereu și pe nea Costi, îl iau câteodată, e șifonat dimineața, așa, dar n-are ce să fac. Șifonat e puțin spus. Așa că... Da, corect, așa este. Da, trebuie să ne trezim și la ora aceasta, pentru că na, nu suntem singuri. Da, corect, așa este. Voi până la 10. Așa, nu, nu ale... Este deja... Noi, dacă la 7 ne înviorăm, la 10 suntem... Fresh. Plecați. De mult. Da, corect, așa este. Așa este. Mai avem câteva fete aici frumoase, frumoase, de care trebuie să cânte, bineînțeles, dar o să cânte imediat după o scurtă pauză publicitară, până când introducem publicitatea, o să ne spună Roxana cum se petrece Crăciunul în India, nu? Da. Da? Se aude? Se aude. Eu, e perfect. Super. Zi acum, până să taie sunetul. Creștinii din India împodobesc de Crăciun mango sau bananieri. De asemenea, ei decorează și casele cu frunze de mango. În unele regiuni din India se folosesc lămpi cu ulei colorat pentru decorațiunile de Crăciun. Aceste lămpi sunt așezate pe perete sau pe acoperișuri. În noaptea de Crăciun, bisericile sunt decorate cu flori tradiționale și lumânări colorate. Foarte frumos! Așadar, uite ce frumos zâmbește Roxana. Cum se spune Moș Crăciun? Zi la microfon. Ia. Cum se spune lui Moș Crăciun în India? Cum se zice Moș Crăciun în India? Da. Nu știu. Indi Crăciun. Da, cauți tu pe unde vrei tu, da. Da, mai bine. Nu e așa? Da. Bun, haide să luăm o scurtă pauză publicitară, după care revenim, bineînțeles, și o să ne cânti după publicitate, da? Adică facem un mashup. Ce facem? Un mashup. Eu cu Teia.
Ok, facem un mashup atunci, dar îl facem după publicitate. Antenața. Antenața. Am revenit la matinal și ne spunea Dea ceva de mashup. Ce mashup ăsta, măi? Niște microfonul, melodii microfonul. Care se fac că combină. Se combină melodii. Da? Da. Și cu cine le combin tu? Ține microfonul la gură. Se combin. Adică, să zicem așa, Santa Claus este ori în engleză și în română, da? Mm-hmm. Apoi facem eu cu tine așa. Eu fac prima parte în română, în engleză, era să zic în română, ea face partea în română. Mm-hmm. Și-am făcut un mashup. Și asta e mashup-ul, da? Da. Bun. Am văzut asta la X Factor. La X Factor ai văzut? Da. Bun, haide să-l vedem și la matinal atunci, la noi, la Antăneața. Îl vedem? Îl și auzi? Haideți. Vă rog frumos, dans ca să ne trezim, da? Da, deci Dea și cu Tea, da? Didi și cu Tea. Bun, mashup. Santa Claus is coming. Santa Claus is coming. Vă rog frumos cu coreografie, că să nu dați peste dar. Deci coreografie, ia uite, avem și coreografie. Bun, haide să le vedem pe fete. Și vesel. Thank you.
foarte bine, foarte bine, Teia și Tine. Mashup, domne, mashup, nu glumă. A fost într-un acolo, era aia o căutam, băi, Ana. Da, ca să ne, să ne spui și tu, da, cum, cum se petrece, păi mai găseam, nu mai găseam. Ah, ai, de unde ai, mă? Ți-a adus Moș Crăciun la mine? N-am văzut. Da, scuză-mă. Te rog, ia, spune-ne tu cum se mai petrece Crăciunul și pe unde se mai petrece. Cum se petrece Crăciunul în Irak. Oh. În ajunul Crăciunului, creștinii irachieni sărbătoresc cu întreaga familie. Era să zic cum se bradul în Irak. Doamne ferește. Unul dintre copii citește despre nașterea lui Isus, iar întreaga familie aprinde lumânări. După ce copilul termină de citit povestea, în curte se aprinde un foc și toată lumea cântă colinde. Dacă focul arde toate vreascurile, anul ce vine va fi norocos. Dacă focul se stinge, fiecare membru al familiei trebuie să sară de 3 ori peste scrum și să-și pună o dorință. În ziua de Crăciun, un alt foc este aprins în curtea bisericii. Preotul, care ține în mână o figurină ce îl reprezintă pe pruncul Iisus, începe slujba. Apoi binecuvântează o singură persoană pe care o atinge. Persoana atinsă atinge mai departe pe vecinul său. Toată lumea prezentă la slujbă trebuie să se simtă atingerea păcii. Da? Da, interesant. Voi unde ați vrea să vă petreceți Crăciunul? Patricia, că la tine e microfonul. Eu aș vrea să-mi petrec Crăciunul în Anglia. Oh, da. Dar de ce în Anglia? Yeah. Pentru că îmi place foarte mult acolo. Da. Am fost odată în Anglia de Crăciun. Ai oprit microfonul? Ia, ia, domnul, primie, microfonul. Nu a oprit cineva microfonul, gata, acum nu mai, ok, da. Unde, unde-i vrea? În Anglia? De unde nu s-auzi? De unde nu s-auzi, mă, Claudiu? De la început nu s-auzi? Hai. Nu, da, bine. Bun, haide să mai cântăm atunci. Hai să mai cântăm. Cine cântă? Tu ne cânti? Da. Tu ne, ce ne cânti? Stai un pic, stai un pic. Eu vă cânt de Crăciun. Nu cânti, da? Un pic la mine. Nu ne cânti acum? Ba da, acum. Păi și ne gândi acum de Crăciun? De Crăciun, acum de Crăciun. Bun, hai cântă-ne, cântă-ne și dansează și... Vai, ce emisiune e bestială, astăzi vă jur. Da, bun, haideți să o auzim pe Patricia, este extraordinară. Cântăm acum de Crăciun, așa spune Patricia. De Crăciun, de Crăciun, să ne iubim, să fim mai buni, stele mii, bucurii, oamenii mari și chiar copii. Crăciunul e ca o poveste cu miros de brad. Am așteptat de Crăciun, de Crăciun, să ne iubim, să fim mai buni, stele mii, bucurii, oamenii mari și chiar copii. De Crăciun, de Crăciun, să ne iubim, să fim mai buni, stele mii, bucurii, oamenii mari și chiar copii. De Crăciun,
de Crăciun. Să ne iubim, să fim mai buni. Stele mici, bucurii, oamenii mari sunt chiar copii. De Crăciun, de Crăciun, să ne iubim, să fim mai buni. Stele mici, bucurii, oamenii mari sunt chiar copii. De Crăciun, de Crăciun, de Crăciun, să ne iubim, să fim mai buni. Stele mici, bucurii, oamenii mari sunt chiar copii. De Crăciun. Mulțumesc! Foarte bine! Foarte bine, Patricia, foarte bine, foarte bine. De Crăciun în Anglia, ha? Nu-ți mai place Crăciunul la noi aici? Da, îmi place și aici. Îți place și aici, dar mai mult în Anglia. Nică îmi place mai mult acolo. De ce auzi zis? Da. Cred că e curioasă și Mike să află. Să află direct. Ce ți-a plăcut ție atât de mult în Anglia când ai făcut Crăciunul acolo, când ai fost tu de Crăciun acolo, încât ai vrea să te duci din nou? Păi, în primul rând, când am fost atunci eram mică și nu știam nimic. Da, i-a plăcut. Și acum vreau să mă duc să fiu mare acum. Să știu. Să înțeleagă. Crezi că Moș Crăciun e mai bogat acolo? Da, așa cred. Da. Eu cred că e bogat peste tot. Da, bine, sincer cred și eu că e mai bogat acolo, da. Trecem peste. Da. Doamna Sima, vreau să vă întreb ce planuri aveți cu micuții acum de sărbători sau eu știu, după sărbători? Oh, mai avem de cântat acum de sărbători. Mm-hmm. Mai avem spectacolul de pe de mâine. Mm-hmm. Și în fiecare seară o parte din micuți au fost și au cântat pentru moșul la Ușan. Da, să nu mai zicem nume. Nu. Au cântat pentru moșul fiecare seară de pe 17 până și cântă până pe 24. Și apoi o să avem și un mic concert de colinde chiar pe 24 seara, la noi, acasă, da? După care pe 23 iarăși cântăm. Așa că avem program încărcat, după care ne odihnim. Foarte frumos. Și ne bucurăm de vacanță. Și bineînțeles, apoi avem, începe noul an, începe iar concursurile, începe agitația, așa că tot timpul avem de lucru. Da. Tea, ne mai cânti? Nu, Didi, scuză-mă, și... de ce confund? Numai... faci mereu un mashup greșit. Stai puțin, dar unde fugi așa? Spune-ne și nouă ce ne cânti, de ce ne cânti? Eu vă cânt din Anastasia, vă cânt Once Upon a December. Seamănă puțin cu Anastasia, observat, da? Da. Bine, hai să ne cânti atunci Once Upon December, dacă zici tu. Ne și dansezi, Didi? Vă fac un vals. Ce ne faci? La microfon. Un vals? Bun, te rugăm, fă-ne un vals. Dancing bears, painting cool.
across my memory. De unde știi tu să faci spagatul, da? Fac dansuri la grădiniță. Ține microfonul mai aproape. Fac dansuri la grădiniță, roata, piciorul la cap. Pune microfonul la gură. Mă dau peste cap și facem dansuri, dansul Michael Jackson. Știi să dansul la moonwalk? Nu, pe la nu știi. Nu. No. No. Pe la nu l-am învățat. Da? Cu salutul așa, care e când așa. Ah, da, 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 știu. Da, da. Uite așa, vezi? Aha. Da. Veselie multă. Ok. Da, mama ce râd. Deci Adina râdea de toți cum ținea mâna la cap și făcea salutul. Pa, 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 pa. Dar cine este Adina? Eu sunt Adina. De ce râdeam eu? De ce râdea? Pentru că făceam salut. Unii se salutau așa, unii se salutau așa. Unii se salutau așa cu mâna la ochi. În toate felurile. În toate felurile. Oi, amici, pam, pararam, pam. Pam, pam. Da. Antonia, uite-te la... Deci cum făcea Antonia? Nu să mai făcești. Deci Antonia mergea în loc să facă pasul. Știi? Asta ca de Crăciun, știi? Da, păi da, da, nu e. Da, foarte tare, dă microfon, dă microfon. Nu facem pauză? Ia vrei pauză? Nu, dacă vrei, te-am întrebat. Lasă că facem pauză mai încolo. Dă microfonul lui Alex, vreau să mai întreb ceva pe Alex, dar înainte să ne spună Alexandra, Alex. Cum se mai petrece, pe unde se mai petrece Crăciunul, eu știu. Da, ia uzi, ia uzi măi, Patricia, fii atentă. Cum se petrece Crăciunul în Marea Britanie? Fii atentă, asta e Anglia. Da? Ia fii atentă. Sărbătoarea Crăciunului începe cu Adventul, când se împletesc ghirlande cu două lumânări, una albă și una roșie. Decorațiunile de Crăciun se păstrează în case până pe 6 ianuarie. În ajun apar cadourile sub braț aduse de Father Christmas, un personaj semănă mai degrabă cu spiritul Crăciunului din povestea lui Charles Dickens, dar confundat tot mai mult în ultimul timp cu americanul Santa Claus. Părinții le spun copiilor povești de Crăciun, pregătesc morcovi pentru renii moșului și plăcintă și vin pentru Father Christmas. Crăciunul aduce pe masă curcan și alte fripturi, merișor, păstârnac și cartofi copți, urmate de prăjitura numită Christmas Pudding. Se cântă colinde și se deschid cadourile. Cred că ție ți-a plăcut Christmas Pudding-ul ăla, că da, tare bun ar fi o pudding acum. Nu? Alex, ce planuri ai tu pentru viitorul apropiat? Și mă refer aici, bineînțeles, nu la sărbători neapărat, că de sărbători ne-ai spus ce faci, ci la concursuri, la festivaluri. Pe unde ai de gând să... Anul viitor, din punct de vedere al festivalurilor, am cam luat peste tot mari premii. Am punctat... cum s-ar spune, am punctat festivalurile importante. Așa. Și să vedem la anul dacă mai apare ceva interesant. Cu siguranță am să particip. Dacă nu, plecăm în afară. Dacă nu, da, plecăm în afară. Da, deci ai de gând, uite, să particip și la concursurile internaționale? Sau? Da, am participat la concursuri internaționale și la noi în țară, dar vreau să particip și în afară. Și în afară ai participat. Ah, da, și la cine afară? Ai fost la... Da, la Chișinău. La Chișinău? Da. Da. La Morodeau. Și-a luat tot trofeu. Și acolo? Așa că avem ce să muncim. Da. Da, până mi-a umplut acolo palmaresul de vreo... aproape, adică am umplut locul unde țin eu
Toate. Lasă că loc mai găsim să mai găsim, punem și celelalte premii pe care o să le câștigi. Da. Fiecare, începând cu Didi, câte un mesaj pentru cei care se uită la noi acum de sărbători. Hai, Didi, încep tu. Didi. Ce le dorești de Crăciun? Tuturor. Eu le doresc multe bucurii. Bucurie. Așa. Cadouri așa. Multe, ceva? Cadouri multe, să aibă și braț frumoși, împodobiți. Mm-hmm. Patricia. Păi nu, mai stăteam cu microfon, că abia se încălzea Didi, știți? Știu. Trebuia. Eu le doresc un Crăciun fericit și un suflet bun. Așa, Patricia, da, foarte bine. Ia, Alex. De Crăciun le doresc tuturor multă sănătate, armonie, pace, să aibă brăduți frumoși, cu cadouri să fie, cadouri și la grămadă acolo sub brăduți și le doresc un Crăciun fericit. Da, Alexia? Eu le doresc multă sănătate, sărbători fericite, la mulți ani, multe, multe, multe cadouri sub brad. Să vină la ei Moș Crăciun cât mai repede. Asta e foarte important. Da, asta e foarte important. Da. Și Pitica? Tea? Tea. Nu le mai încurci. Multă bucurie. Vezi că iarăși a oprit cineva microfonul. Ma. Ma, care a oprit? Care l-a ciufrit? Care l-a ciufrit? Care a fost infractorul? Gata. Eu îmi doresc acolo multe, multe bucurii și aș mai vrea. Mie îmi place pentru ei multe cadouri sub brăduț și Moș Crăciun să vină cât mai repede la ei, foarte, foarte, foarte repede, rapid, cu renii lui. Da, și aș mai vrea pentru ei multe, foarte multe, multe cadouri. Foarte bine. Eu le doresc tuturor un Crăciun liniștit, să se bucure de copii, copii să se bucure de părinți și cadouri multe. Vă mulțumim mult tuturor, vă mai așteptăm la noi, vă mulțumim și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, că ați fost alături de noi și mâine ne vedem în aceeași familie a anteneței, bineînțeles extinsă, dar cu muzică populară. Despre ce e vorba, vedeți mâine, bineînțeles, mâine la 7 fix, ne vedem tot aici, live, pa! Antenața.